Salutare, mai mulți și am găsit la un episod din Forza Horizon 4. Astăzi vom conduce două mașini legendare din două puncte de vedere. În tradiția celor de la Need for Speed, în Underground 1 și 2, Honda S2000, cum am eu acum modelul din 2003, cu Rocket Body Kit, și el a conduce versiunea din 2009. Este o versiune upgradată care nu știu de ce nu i-a pus Body Kit și mă oftică chestia asta. Totuși sunt foarte similare, tracțiune spate, aproape același formă pe cum puteți să se face puțin pe partea de roți și de evacuare. Farurile chiar sunt identice, eu nu am stopul ăla pe spate pentru că am chestia asta de la, cred că e de la Body Kick, cred că dacă îl dau jos l-am și eu. Merg și pe drag, merg și pe drift. În Underground 2 S2000 era o mașină foarte bună de drag. Versiunea asta 2003-2009, nu era atunci. Dar hai să fac cu Iulia Olniuță. Avem motoarele stock, deci n-o să fie vreo diferență de motor, să zic așa. Că puteți să puneți motor i3,6 V8, ceea ce mi se pare stupid, și mai puteți să puneți și un o versiune de raliu. Acum hai să facem un test. Păcat că ninge, dar asta e situația. Rapid să vă arăt la Forza atunci a băgat. Poate vă interesează. Avem Forza Shop, avem aceste două mașini, eu deja l-am pe ăsta. Ăsta e drăguț, dar mi se pare ridicol de scump, chit că e legendar, știi, gen, să mă îmbrac în polițist. Așa. Aștept o mașină mai nouă, mai interesantă, și aici aveți să faceți cu Chevrolet Camaro Supersport câteva quest-uri să câștigați punctele. Cam atâta, la Carpea sunt încă nimic, așa că m-am hotărât să joc cu Iulia cu mașinile astea două legendare care arată genial. Momentan suntem amândoi cu spec de street, adică pregătiți de curse și de viteză, niciun caz de drift. Puteți să le faceți evident de drift dacă doriți asta. Hai să încercăm. În teorie, pe foaie mașina mea prinde 320 maxim, cu greu, și mașina lui cât ai zis, 326. Acum, diferența ar fi doar de body kit, dar eu zic că Iulia să mă bat în teorie. Na, fiind an mai nou, tot motor stock, tot upgradat la fel, ar trebui să câștige. Dar rămâne de văzut. 3, 2, 1 și... Mamă, ce tare plecăciule! Mamă, și când mă gândesc că mașina asta era rachetă, a lovit mașina de gunoi. Nu pot să o numesc altfel, e mașina de gunoi care împinge zăpadă, știi? Da, oricum, nu ajungeam pe ele și dacă nu mă lovea mașina aia de gunoi, care s-a hotărât brusc să se spaneze, să facă dreapta aia. Fă și tu stânga, n-ai tu pe, fă stânga, nu? Ok. Așa. 300, vedeți, și ziceam 320 cu greu, 319, 320. Șteți de frână. Greu. Mașina e și ușoară. Cât? 300? 310? Mișto. Bun. Hai să încercăm să facem o cursă sprint, să ne distrăm un pic. Face cum sună. Interiorul. Am vrut să vi-l arăt. Seamănă un pic cu McLaren-ul, cum e chestia aia pe mijloc, și cu cu Lamborghini Aventador simplu și super veloce, că n-a bordui cam la fel. Bun. Turbo sau de genial. Bun, hai să găsim un sprint race să ne distrăm un pic. Evident vreau un sprint race pe asfalt. În niciun caz pe pământ. Mai ales că și tracțiune spate și afară ninge. Vă dați seama cum patinează? N-aș vrea să pun filtru. Totuși, uite, asta e făcut. Sunt cursele astea albastre, astea sunt de obicei. Față de că toate sprinturile am făcut, că sunt favoritele mele. Asta e o casă nouă. 1500. Nu. Ah, ce cursă nouă de făcut, wow. Ăsta e cross country, nu, în niciun caz, înseamnă că e așa. Fortune Island. Haha, uite asta. Sper să nu existe clasă, restricție de clasă. Sper.
Rămâne de văzut. Și să ne oblige să schimbăm mașina, ar fi nasol. Coop. Mai convoi. Ah, mă îmi dă voie să aleg mașina. Bine. Așa. Și... cum arată? Mereu mă amuză mașinuța aia 595S. Așa. Se creează eventul. Caută playeri. Ne dă server, că a intrat Iulia. Bă, tot e mașină care arată bine, după atâta timp. Și se ține surprinzător de bine. Cu tracțiune spate. Bine, cu chestiile aia două pe spate. Launching event. Nu știu dacă pot să câștig cu mașina asta. În teoria trebuie să ne dea de aceeași clasă și ar trebui să se pună. Acum rămâne de văzut cât de tare se va duce. De. Ar trebui să te văd și pe tine pe lângă mine, pe undeva pe aici sau mai încolo. Tam 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 tam. Na, uite, vezi? Cum așa ce drăguț avem? Bun. Street Race Broadway Crossfire. Ia uzi. Suntem noi doi versus restul. Trebuie să facem puncte. Trebuie să stăm pe poziții cât mai sus. Pai că putem să stăm și pe 23, tot câștigăm. Lambo Huracan. Lambo Huracan. Da, uite, ca notă. Ca notă sunt la fel ca noi, știi? Ce nume generic. Așa. Se pare ciudată. Aha. Nu, înfurnați-mi în față. Nu mă împinge în gard. Fi urât. Așa. Surprinzător de bine pe viraje. Mă așteptam să fie mai dezastru. Trebuie să mai iau ca aminte să frânezi totuși. Am greșit? Nu trebuie să muști maxim frâna la asta, că se zice Sane că e ușoară. La frumos loc printre ei, nu. No. Nu, no, am greșit și eu, un pic. Nu cred că merge să dai timp înapoi aici, doar te restează. Mai am timp să-i prind din urmă. Avem ceva puncte. Nu, nu, nu. Aoleu, cum e cursa asta. Am crezut că o să fie puțin mai simplă. Ești în spatele meu. Nu ești așa în urmă. Woo! Și frână! Îi depășesc într-un avânt aici. Băi, ce-ai făcut, mă? Voi ați văzut ce-a făcut Aiu? M-am prins intenționat brusc dreapta și m-a făcut să... Am sărit după traseu, ce să mai... Aha, vezi cum e? Să nu-și că am arătat checkpoint-ul. Aparent nu. Miracol. Ia, dă-te în sărăcie. E și să poată pe jos, patinează un pic, dar totuși se ține foarte bine mașina pentru... Ar putea fi mult mai rău. Mai ales că e mașină cu tracțiune spate pe zăpadă. Știți la ce mă refer. Totuși, contra Lamborghini Huracan și Nissan GT-R, da, știu că îți dă nota după clasa ta de mașină, ca să fie egal, să ai o șansă, dar mare diferență. Nu, le uite pe aia cum se bat. Nu e locul 2. A, tu e locul 2? A, bravo! Cine știe să joace? Așa. Băi, scupul de skip cu a.
Așa. Și acum ar trebui să ne dea înapoi. Mă, ce pot zice? Ce mișto se vede. Shiny. Și spate avem artificii. Se încarcă și le așteptăm. Finding a Horizon Life Session. Ah, mai știți când mă plângeam de GTA că mă scoate din sesiune după ce ies dintr-o misiune și nu mă bagă în aceeași sesiune cu echiperii? A băgat-o pe Iulia pe altă sesiune și nu e aici lângă mine. Deci chestiile astea pentru mine mi se par o problemă majoră. Nu înțeleg de ce se mai întâmplă chestiile astea în... Și că left the convoy. Nu era în convoy în primul rând. N-apărea. Deci, pentru fazele astea, dacă lucram la firma respectivă și eram leader, mă uceam și dădeam cu topalul pentru câte fază de asta. S-ar părea normal ca tu să fii în party. Omul să dea join și să zică că ai ieșit din party în primul rând. Notificarea aia e o greșeală. Deci, de ce? Mai există? Unde ești? Trebuie... Deci când îi face join... Și uitați că durează să refacă join. Adică dacă ar fi click și ar merge instant, ar fi ok. Dar uitați că durează. Ar trebui să fie aici. Abia acum ai găsit sesiunea. Deci uitați cât a durat doar ca să dea rejoin. Deci am pierdut un minut jumate din viață doar ca să... Doar ca să facă rejoin și încă n-a băgat-o. I-a zis că a băgat pe sesiune și n-a apărat. Acum, join. Ce ar trebui să apară pe undeva pe aici. Și încă nu mai apare. A? Abia acum joined. Gata, te văd. Uitați cât a durat, deci... Spuneți-mi voi în comentarii. Eu cred că a durat 2 minute. 2 minute ca să stai rejoin după ce ai ieșit dintr-o cursă. Vi se pare ceva tolerabil? Nu știu. În condiția care era în party, e ca și cum ieși de la CSGO din match, te scoate din party și ca să poți să dai rejoin la lobby, trebuie să aștepți 2 minute. Sau gândiți-vă și la Fortnite, la fel. Ieși din match, te scoate din party cu colegul tău și ca el să poată dea join, trebuie să aștepți 2-3 minute ca să găsească sesiunea, să meargă acceptul de party și așa mai departe. Mi se pare oribil. Dar, acestea fiind spuse, nu vreau să o lungesc, doar am vrut să vă arăt așa un pic mașinuța asta, că mi se pare că arată bine. Și așteptăm update-ul cu Quartz Regalia, deoarece e o limuzină mișto care are un potențial și mai ales că vor să bage o clasă nouă, cred că bagă un fel de Monster Trucks. Acum rămâne de văzut. Sper că v-a plăcut acest episod și până data următoare, la revedere. Pa, pa.